Salutare! În acest clip vreau să vorbim despre noile telefoane din seria Redmi Note 11, în special despre variantele Pro și Pro Plus. Vreau să analizez puțin specificațiile și să le compar cu Redmi Note 10 Pro. Încep prin a vă spune ce a rămas la fel pe toate. Dimensiunile, construcția, ecranul, camerele în mare parte, difuzoarele, conectivitatea, porturile și senzorii. Există doi mari diferențiatori între Redmi Note 10 Pro și cele două Redmi Note 11 Pro și Pro Plus, și anume este vorba de procesor și de viteza încărcării. Luându-le pe rând, cele două telefoane din noua serie vin cu procesorul Dimensity 920, care în mod evident aduce și 5G-ul pe aceste două telefoane, însă și performanța este acolo cu Samsung Galaxy A52s 5G, ca exemplu, care are procesorul Snapdragon 778G. Deci chiar foarte bine pentru prețul la care se preconizează că o să vină aceste două telefoane. Mai apoi, varianta Pro Plus vine cu o baterie de 4500 de mAh, deci un ușor downgrade față de Redmi Note 10 Pro, însă cireașa de pe tort aici este încărcarea super mega extra rapidă la 120W. Totuși, doar acest ultim aspect este și diferențiatorul dintre 11 Pro și 11 Pro Plus, pentru că 11 Pro vine cu o baterie de 5160 mAh, exact ca și pe Poco X3 Pro sau Poco X3 NFC, dar cu o încărcare de această dată la 67W, deci oricum o încărcare super rapidă comparat cu Redmi Note 10 Pro. Din ce am înțeles eu și din ce spun cei de la GSM Arena, prețul o să fie undeva la 220€ pentru varianta Pro și 260€ pentru varianta Pro Plus. Și evident, la noi în România mai adăugăm poate un 10-20% taxe de transport și știu eu ce alte taxe. Iar în aceste condiții eu cred că Redmi Note 11 Pro va fi probabil unul dintre cele mai bune telefoane pentru banii plătiți de la sfârșitul acestui an, deoarece eu consider că s-au rezolvat problemele ce existau pe Redmi Note 10 Pro. Mai exact, călcâiul lui Ahile pe acel telefon era procesorul destul de slăbuț. Bine, e un procesor bun, având în vedere gama lui de preț, însă, per total, telefonul ăla strălucește mai puțin la procesor. Acum vreau să știu și părerea ta. Poate să fie Redmi Note 11 Pro un best buy la acei bani pe sfârșit de an? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Iar până la următorul, eu îți doresc numai bine!